Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura, în mod special pe cele care îmi distribuie vlogul. Și acum să începem. Ieri ce vedem în emisiune, cum se deschide emisiunea, începe Romeo și îl întreabă pe Marinescu dacă s-a împăcat cu Maria. O întrebare de bun simț, fără ironie, fără să-i atace. Bineînțeles că se bagă iar Mahalagioica de Alexandra și începe să urle, spunând în momentul când Marinescu a spus ceva de genul că toți sunt împotriva lor și că îi atacă. Iar Alexandra a început să strice materialul și să spună ea să urle cine e dragă cei care ți vrea răul cuplului, ceva de genul. Acolo imediat s-a activat și Codruț, că de ce Marinescu îi dă replică și toți concurenții sar pe Alexandra, că ea decât asta știe să facă, să pună întrebări ironice și să-i sară casa în cap. Vă aduceți aminte că era foarte deranjată de Paul când a început și Paul să puncteze, că de ce face el lucrurile astea ca să-i sară casa în cap, ea știind că asta face. Și se activează și Codruț, râsul Oradei. Curios, vezi, doamne, de Aia și Andrei, ce se întâmplă în cuplul lor. Iar se bagă Alexandra și începe să urle și iar strică materialul, spunându-i lui Andrei, întrebându-l dacă se mai dă cu parfum când vine o femeie nouă. Deci ea pune numai genul ăsta de întrebări și scoate în evidență doar situații instigatoare. Când au început toți și Andrei să sară pe ea, bineînțeles că a spus, dar ce dragă, ce am vrut să fac rele, am vrut decât să pun o întrebare. Dar, de fapt, știți destul de bine că Alexandra a scos în evidență că, vezi, doamne, Andrei se parfumează când intră o fată în casă ca să o instige pe aia, că ea nu suportă să fie cupluri în casă, vrea să fie decât ea și Codruț, cuplu fake. Bineînțeles că Alexandra și Codruț atacă pe toți, văzând că și ei au aceeași atitudine ca și a lor, că de la ei au învățat. Codruț iar râde că, vezi, doamne, se bagă lumea în materiale, dar a uitat că, de fapt, Alexandra a fost cea care s-a băgat în materialul lui Codruț și al lui Andrei. Ea spunând de parfum. Ca să vedeți că ei nu știu cum să facă să scoată în evidență decât defectele concurenților, dar de fapt ei sunt cei mai răi din casă și ei atacă toți concurenții. Alexandra începe și urlă. Gata, se pornește mahalaua, începe să urle la comănici, că de ce specifică tot timpul comănici că Alexandra strică materialele? Decât să-i spui Alexandrei că strică materialele și că urlă și că se bagă în toate materialele, mai bine îi dai cu ceva în cap. De ce? Pentru că ăsta este adevărul și ea este foarte deranjată când concurenții scot în evidență defectele ei. E atât de înțeleaptă această Alexandra încât consideră că noi telespectatorii nu vedem, dar ea de fapt vrea să nu mai vorbească concurenții ca ea să poată să o manevreze pe moderatoare, că s-a văzut destul de clar că o joacă pe moderatoare pe degete. Moderatoarea crede tot ce spune Alexandra. Și atunci ea este foarte deranjată când concurenții scot în evidență defectele ei și ceea ce face Alexandra în emisiune. Ea nu înțelege de ce toți concurenții sar pe ea. Iar vedeți că ea vrea să scoată în evidență că e nevinovată, ca moderatoarea să audă. Păi toată lumea a văzut că e sămânță de scandal, că ești o mahalagioică și că te bat
în toate materialele și vrei doar tu să fii pe cameră, Alexandra. Și Comănici, bravo ție, Comănici, că nu mai lăsați. Măi, nu mai lăsa să vă manipuleze, mă, că ea de fapt îi spală creierii moderatoarei. Atât de capabilă e această moderatoare, încât o joacă Alexandra pe degete. Ce mai aflăm? Aflăm că Andrei din noiembrie, cum spune el, a vrut să vină în emisiune să fie cuplu cu aia. Păi măi, Andrei, mă, dacă tu din noiembrie ai vrut să vină emisiune pentru aia, ce-ai căutat, măi, Andrei, să vorbești cu Izabela și cu Adelina? Dragii mei telespectatori, deci de aici, încă o dată, înțelegem că Andrei i-a plăcut-o pe aia, s-a legat de motivul ăsta să intre în emisiune, dar de fapt el vrea să mănânce gratis. Nu că, vezi, Doamne, o iubește pe aia. Se vede cu ochiul liber că se plac. E atracția aia fizică și de partea aia și de partea lui Andrei, dar aia nu va fi cu el după emisiune, deoarece v-am spus că vrea carieră, iar Andrei este conștient și rămâne pentru papa gratis. Ce-am mai văzut la acest Andrei? Că spunea de părinții lui Marinescu că n-au avut încredere în el și de asta nu i-a dat ajutorul necesar. Păi și ceva de genul, dacă aveau încredere în tine, acum aveai și tu ceva de făcut și nu erai în emisiune. Păi măi, Andrei, mă, tu de ce ești în emisiune? Că părinții tăi te-au ajutat. Să înțelegem că nu este adevărat că ai atâți bani și că de fapt tu ai venit pentru papa Moca. Așa că, Andrei, singur ai spus că dacă Marinescu avea ceva de făcut, nu era în emisiune. Deci ne-ai spus că nu ai ce să faci și de asta ești în emisiune pentru papa. Dacă era pentru aia, cum spui tu, o luai acasă. Dar ești conștient că aia nu va veni cu tine și atunci stai atârnache în emisiune și faci pe bombardierul Pluto. Pluto ăla din Popei, marinarul. Las-o. Las-o mai mare, mai moale păpușe gonflabilă. Ce mai vedem? Că Alex vorbea cu Marinescu și Maria și nu înțelegea de ce Maria are astfel de reacții, spunând Alex, păi măi Maria, tu te luai de Alexandra, că îi pune mâna la gură. Și bineînțeles că Maria, pe un ton foarte ironic și apăsat, spune ceva de genul, vrei să te înjur? De ce Maria acționează în felul ăsta? Iar este adevărat ce am spus, că lupul schimbă părul, dar năravul ba? Tu ai spus în emisiune că ți-ai dat seama că ai acționat greșit și că să reglezi comportamentul, lucrezi la comportamentul tău. Să vedem ieri în emisiune că de fapt nu ai reușit, că tot mahalagioica și isterica de Maria ai rămas. Acum faci pe geloasa și ai istericale de gelozie. Pentru ce, dragă? Că nici tu nu știi. Dar ai spus o vorbă. Ai văzut Marinescu cum face Alexandra cu Codruț când au vorbit cu Adelina? Păi exact ce v-am spus, dragii mei telespectatori, că Maria asta își dorește de la Marinescu, să fie cățelușul ei. Să tacă când vrea ea, să vorbească când vrea ea. Dar n-a înțeles un lucru, că Marinescu nu este plătit cum este Codruț de Alexandra. Dacă stau să mă gândesc și fac apel către Marinescu, Marinescu te plătește pe tine, Maria. Că Marinescu este favorit de foarte multă vreme. Iar tu ești tot timpul pe locul 2. Sau vrei cu tot din adinsul să-l bagi în umbră pe Marinescu? Că dragoste, să mă ierte Dumnezeu, nu ne arăți decât istericale, nejustificabile și ești foarte ahtiată să stai în emisiune. Dacă erai așa de îndrăgostită și te deranja atât de tare cum ai vrut tu să pară Marinescu, știi ce făcea o femeie în locul tău? Pleca. Dar tu decât ameninți. De ce? Doar te opune și pe tine staful
pe locul întâi. Așa că las-o mai moale, că este decât un teatru total din partea ta, Maria, iar Marinescu e atât de înduplecat de tine, încât se va lăsa călcat în picioare de tine și automat va cădea în disgrația publicului și va fi în umbră. Așa că, Marinescu, dă-ți cu reveneală că Maria face decât teatru și nici cu tine nu va fi după emisiune. Dar nici tu nu vei sta cu ea, că e foarte greu de digerat astfel de caracter cum are Maria. Maria nu se înțelege pe ea, dar îmite să înțeleagă pe cel de lângă ea. Așa că, încă o dată, Maria ne demonstrează, când nu ies planurile, reacționează exact cum ați văzut-o ieri în emisiune. Ea plângea de oftică că Marinescu nu tace cum tace Codruț. Dar și Codruț, ca să vedeți că nu duce capul, Codruț i-a dat replică Adelinei. Dar Marinescu nu are voie, pentru că nu lasă Maria, pentru că Maria spune vorbește și când începe să vorbească Marinescu, taci. Dacă nu, începe și plânge. Păi să mă ierte Dumnezeu. Ori ai probleme, ori ești isterică. Nu se poate. Nu-mi explic. Dați-mi și mie, dumneavoastră, dragii mei telespectatori, o explicație. Dacă vi se pare corect, cum reacționează această Maria, care încă o dată ne demonstrează că face teatru total și că vrea camerele să fie doar pe ea. Acum se victimizează că Marinescu nu ascultă. Dar cam ce vrea să facă Marinescu? Să stea în cui? Pune-i bodniță la gură și dă-i-o jos, dar vezi că în momentul când i-o dai jos și îi spui să vorbească, tot îi spui în același timp, taci. Așa că lasă-ne, Maria, ne-am săturat de circoteca pe care o faci în această emisiune și de falsitatea ta. Se vede cu ochiul liber că ești foarte, foarte falsă și doar te folosești de Marinescu. Și Marinescu îți mai dau un sfat. Oricum, cuplul lunii, tu nu-l vei lua pentru că ai numai hiene în casă și nu te vor vota la cuplul lunii, iar finala, dacă ești băiat înțelept și vei merge pe drumul care l-ai avut până acum și vei fi sincer și corect cu tine, ai șanse să te placă în continuare publicul și să fii în finală singur, dar cuplu cu Maria nu. Maria te trage în jos. Maria vrea să urce pe spatele tău și pe spatele tuturor concurenților, doar o ajunge și ea pe primul loc. Dar în situația în care este acum, Maria nu va ajunge. Iar plecarea ei este decât o amenințare către staff să fie și ea votată favorita pe primul loc. Așa că las-o mai moale, măi Maria, că se vede cu ochiul liber că ești foarte, foarte falsă și teatrală. Și bineînțeles că pe Marinescu l-a buvnit râsul când a văzut istericalele tale. Păi și noi râdeam de tine. Eu una cel puțin am zis, vai de capul tău, vai de capul tău. Ce-am mai văzut? Că Andrei și Radu s-au bășicat foarte tare în momentul când Alex cu Maria și Marinescu vorbeau despre ceea ce am spus eu până acum, referitor la Maria, că de ce râdea de Alexandra, că îl pune pe Codruț la colț, când și ea vrea să facă cu Marinescu la fel. Ei au spus că este un material fake. Și cine am văzut că s-a bășicat cel mai tare? Andrei. Pentru că și Andrei simte că Marinescu și Maria sunt un pericol pentru el și aia. Și atunci îl atacă pe Marinescu, spunând că părinții lui l-au ajutat. Dar se vede, Andrei, că nu te duce capul. Și ce-am mai auzit, măi, Andrei? Și tin să cred că dai femei la produs, mă. Mă, după aspect și atitudine, se pare că da. Și mai am un indiciu care mă duce cu gândul să cred. Mă, tu o respect prea mult pe Alexandra. Oare nu v-ați întâlnit în branșa voastră? Sau știi cu cine are de-a face Alexandra? Și de asta ai niște rețineri la adresa Alexandrei? Dragii mei telespectatori, temă de gândit. Eu una cam asta văd la Andrei, că văd că are tupeu să se ia cu celelalte fete, dar veți observa
dați emisiunile înapoi, să vedeți că Andrei are o reținere la Alexandra. Oare știe cine e în spatele Alexandrei? De asta Andrei lasă ciocul mic în fața Alexandrei? Urât. Foarte urât. Cine sare, sare aia și spune de Marinescu. Măi, copilă fără creier, păi să ne aducem aminte că și de tine s-a spus că ai fugit de acasă? Să ne aducem aminte că tu, Virgino, neprihănito, la două zile ai sărit geamul ca să te întâlnești cu bărbații cu Achebono? Să ne aducem aminte că te pipăia Achebono la baie și tu nu aveai nicio reacție decât de satisfacție? Păi așa se comportă o virgină și acum ne spui nouă că ești virgină. Mă, după atitudine și după cum te-am văzut că bei și cum te destrăbălezi, nu ești virgină. Exact cum spune și Simona, care a fost din sezonul 2, că este virgină. Să mă ierte Dumnezeu. O-ți fi voi virgine, oriunde, dar nu unde trebuie. Așa că lăsați-ne caracterele voastre și atitudinea pe care o aveți nu ne arată că sunteți neprihănite și neatinse. Se vede cu ochiul liber că ați făcut alte lucruri. Și așa că nu mai spune că ești virgină, că o virgină în primul rând adevărată și cu bun simț și caracter nu se tăvălea cu bărbații. Și nu vorbea cu atâția bărbați, nu sărea geamul și nu stătea în chiloți într-o țară musulmană, de față cu atâți bărbați. Așa că, las-o. Las-o, mai moale, măi, neprihănito. Aia neprihănită. Ce-a mai văzut? Începe săptămâna și, bineînțeles, Alexandra și Codruț iar sunt în certuri, dar nu știm de ce. Iar se găsesc motive de ceartă, de gelozie, că asta este Alexandra la începutul săptămânii, cum v-am spus, ei se ceartă și la gală, pe la spate, Codruț îi pipăie cauciucurile și o ia pe la spate. De sunt sătură miele hamite de acest cuplu. Așa că, dragii mei telespectatori, din punctul meu de vedere, Maria greșește foarte, foarte tare și vrea să facă decât teatru în emisiune sau are probleme. Că nu se poate o astfel de persoană să procedeze în modul ăsta. Nu se poate. Vrea să pară mega geloasă, dar e o gelozie diabolică sau chiar are probleme. Nu știu. Dă-ți cu reveneală, Maria, că iar vei cădea în disgrația publicului. Că ne arăți că ai probleme. Ai probleme. Asta e, dragii mei telespectatori, vă las, ne întâlnim mâine la următorul vlog să vedem ce se mai întâmplă în casa frustraților. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.